Vă salut, dragi prieteni, într-un nou interviu aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vorbim despre artă cu Gonceara Lina, proprietara atelierului de creație Inspiro Room și Sili Dana, profesoară în cadrul acestui atelier. Să vedem cu ce este benefică arta în viața noastră. Bine ați venit la noi! Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! Vreau să ne spuneți, Alina, din tăi dumneavoastră, cum ați decis să deschideți atelierul, pentru că înainte de interviu mi-ați spus că abia un an este de când el este deschis. Păcți, mă tolcă, în acele să vă văd puțin, nu... Задумки были Относительно недавно по открытию ателье у нас э, опыт большой есть в этой сфере, но хотелось быть очень независимыми и ну, не работать на кого-то. Поэтому возникла идея открыть свое ателье, сделать его так, как вижу я. Э, как я говорю, там живет моя душа, а душа может быть только моей, как бы ничей больше. Поэтому хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот, при помощи с помощью точнее данные мы осуществили нашу маленькую мечту дана направляет меня я направляю дану и мы надеемся это... из этого получилось очень хорошая теле куда дети приходят с удовольствие при мы друзья эмблема -э, у корби такое частонимал у нас все связано все наше все придумано ниоткуда мы не брали там не черпали инициативу идеи у меня раньше девиья фамилия была лесниччук и меня всю жизнь называли лисичкой лесой из этого И получился логотип Инспира – это вдохновение. И я занималась очень много лет танцами, наш коллектив был очень известен в Молдове, он назывался «Вдохновение». И вот в прошлом поэтапно и родился наш логотип в будущем сейчас и в нынешнем. Așa, și până la urmă, iată, foarte des să vedem că mamele copiilor vor să îi încadreze undeva în careva lecție după școală, da, fie asta, dansuri, pictură și așa mai departe. Dar fiind voi ca promotoarele artei, de ce totuși credeți că este benefic pentru un copil să fie mai aproape de creație, să încerce cu mâinile lui să picteze, să deseneze ceva? E bine, este deja științific dovedit că arta dezvoltă nu doar creativitate, dar și multe alte laturi ale personalității noastre, ale caracterului nostru, probabil și anumite uh, abilități analitice pe care le are fiecare de noi. Și clar lucru, părinții vor tot ce e mai bun pentru copiilor și chiar dacă copilul mai departe nu va continua să activeze, spre exemplu, în domeniul artei sau oricare alt domeniu legat de artă, este un, o experiență, spunem așa, foarte benefică pentru el, pentru că el aici se deschide într-un alt punct de vedere. El este cu mult mai deschis, cu mult mai, uh, mai atașat de emoțiile lui, este în relație directă și deschisă, foarte apropiată cu copilul din sine, pentru că noi facem nu doar, nu, organizăm nu doar uh, lecții cu copiii, dar și organizăm lecții cu maturii, cu oamenii de toate vârstele. Și anume în cadrul atelierului nostru, ne vedem cum oamenii se deschid, cum oamenii sunt mult mai buni, mai cauzi, mai acceptabili, mai, mai cumva mai umanoși, să-i spun așa, pentru că în viața de zi cu zi ești cumva... Uh, copleșit de tot ce te înconjoară, serviciu, lucru, relații între oameni, tot poate fi. Și aici, noi ne străduim în orice caz, creăm o atmosferă foarte primitoare, cu biscuiți, ceai, glume, cântece, muzică, adică este o atmosferă cu mult mai specială decât, spunem așa, un, o lecție de artă la școală sau o lecție de pictură la școală este cu mult mai special, ceva unic și relațiile pe care eu le-am construit, să spunem așa, le-am format aici, sunt cu mult mai uh, valoroase mie și văd cum ele durează și nu doar un an. Și sunt relații sincere, nu doar cu colegii mei de lucru, cu Alina, care foarte mult a influențat și creșterea mea personală și din carieră dar și cu copiii, inclusiv, care îi văd cum cresc, îi văd cum se dezvoltă, îi văd cum aspiră să fac ceva mai mult decât ar vrea doar, știți cum, părinților sau să depășească de așteptările părinților. Ei vorbesc cu mine despre despre ceva cu mult mai sacru sau, să spunem așa, cu mult mai uh, intim decât cei ce ar vorbi cu alți semen de -ai lor sau alți cu părinții lor, cu alți prieteni pe care îi văd de zi cu zi. Deci pentru mine e o experiență cu mult mai specială și pentru ei eu sunt sigură că tot este una de foarte este specială. E un efect terapeutic exact. atât asupra da. profesorilor cât și asupra da. elevilor, dacă putem să ne da. zicem așa. Pentru că tu dai, dar și primești înapoi energie pozitivă pură și tu simți cum cu cât mai multă energie tu primești înapoi, cu atât mai mult vrei să dai. Și este mereu un ciclu, mereu un, să spunem așa, un feedback un continuu care se întâmplă dintre copil matur, profesor, adică este o, o atmosferă, este un ciclu, așa este un ciclu. Dar până la urmă, lecțiile cum au loc? Ele sunt realizate pe o anumită tematică, nu știu, de exemplu, astăzi avem natură moartă, desenăm cu toții natură moartă, sau, de exemplu, fiecare vine cu ideea sa de desen și o realizează împreună cu ceilalți. Deci, lăsând partea asta un pic mai emoțională, ne întoarcem înapoi la partea tehnică. Da, da într-adevăr, noi ne străduim să îmbinăm mai multe tehnici, materiale și stiluri să, ca un fel, să dăm voie copilului să aleagă din ceea ce prezintă arta în sine. Adică, uite aici este popart, uite aici este grafică, uite aici este natură moartă, desen academic, decorativ, tu alegi și noi te ajutăm să faci asta în realitate. Deși, este undeva partea asta un pic mai libertină a lucrului pe care noi îl facem, totuși ne străduim să fie și un pic mai sistematizat, ca toate temele pe care le trecem să fie și interesante, să fie cumva rânduite în așa fel ca aceeași temă să nu se repete două-trei ori la rând, cumva să fie o structură, dar o structură interactivă. Și lor să le fie interesant, și mie să-mi fie interesant ca profesor să le predau asta, pentru că asta nu este mai puțin important. Dacă și mie este interesant, și lor o să le fie interesant. Eu asta am înțeles din propria experiență. поэтому темы и не повторяются у нас добавляются несмотря на то что добавляются дети в существующие группы новые ученики приходят из недели в неделю из дня из урока в урок они делают абсолютно разные картины и опять же материалы разные и новенькие не чувствуют себя дискомфортно потому что они все равно учат азы, они учат основы. И из урока в урок это повторяется. Те, кто были, допустим, на предыдущем уроке, они совершенствуют свои навыки на следующем уроке. Так и происходит э, рост детей в самом рисовании. Поэтому это очень важно не повторять, потому что им скучно. Не, не работать только одними и теми же материалами. И качество материалов. Мы достигли э, такого уровня, что сейчас... Э, Интернет очень развит, и родители приходят, обращают внимание даже на те же самые материалы, которыми мы работаем, на кисточку, на акварель, на акрил. Всем важно, чтобы материал был качественный. Сейчас люди, родители, они смотрят на качество материала, все все знают. Это, это допустим, не хочу никого обижать, палеточка луч купленная просто для... Или гуашь, или акварель купленная в бытовом магазине, либо в магазине для художников, которые это показывает уровень мы стараемся и и этому тоже следовать чтобы материалы были качественные и для художников чтобы им было приятно работать и они понимали как должен ложиться на бумагу или на холст определенный материал и родители естественно оставить хорошее впечатление для родителей тоже и Dar în principiu, iată, prin ce diferă lecțiile pentru copii de lecțiile care sunt realizate pentru grupele de adulți? Care este, iată, momentul ăsta ce le La baza acelor, acelor lecții stă același principiu. Adică ești respectuos, ești bun, ești primitor și în rest sunt anumite mici detalii care se diferențiază, dar în mare parte nu se diferențiază mai nimic, pentru că atunci când vin adulții la lecții, ei vă spun că se deschid ca niște copii. Tu nu, nu ai așteptări față de ei că o să facă niște lucrări extraordinare sau perfecte. Tu glumești cu ei. Clar, lucru, glumele se diferă dintre copii cu profesorul și adulții, <laughs> pentru că este firesc, dar uh, ești cumva într-o dispoziție bună te strădui să-i faci să se simt comod, pentru că asta mult contează, inclusiv și pentru, pe copii, dar și pe adulți, pentru că și adulții pot să aibă niște insecurități, mai ales când vii, să încerci ceva nou, când nu ai mai făcut așa ceva înainte, mai că nimic, niciodată, și normal că o să ai insecurități, o să ai niște dubii și noi ne străduim să fim cumva receptivi și flexibili, o calitate care foarte mult ne ajută, flexibil și flexibilitatea <coughs> asta constă în Spre exemplu, un copil a avut o mini-criză și nu poate să desenezi ceva sau că s-a răzgândit, nu vrea să facă acest lucru sau un desen sau un element și tu încerci cumva să vorbești cu el, să întrebi de ce, cum, să-l faci să se simtă auzit, să faci, să creezi o atmosferă în care el se poate deschide, să se deschidă și să-și exprime deranjul sau să-și exprime uh, cumva emoțiile, sentimentele, adică o atmosferă primitoare. Cu adulții, adulții, și normal că nu se plângă la lecții din cauza că nu pot să ceva, ceea ce-i firesc și asta, dar uh, adulții sunt un pic mai uh, mai reținuți în felul lor de a fi și societatea nu ne spune că trebuie să fim foarte serioși, trebuie să ne, să ne menținem imaginea, pentru că de altfel oamenii nu te vor lua în serios. Adulților, eu le zic, uitați-vă, eu sunt om ca voi, voi sunteți om ca mine, eu nu am nici, niciun gram de intenții să vă fac să vă simțiți cumva inferior mie sau eu să mă simt superioară față de voi din cauza că eu pot picta sau, mă rog, cine știe. Dar îi fac să se simtă... Uite, asta e o, o experiență comună în care noi creăm, nimeni nu este mai mare sau mai superior față de altul, toți sunt la egal, inclusiv și eu, și de aici pornim.

посредством разговоров, уговоров, делает все, чтобы ребенок да, закончил свою картину, у него обязательно получится, то взрослые приходят, я не умею рисовать, но я хочу картину. У меня не а получится, что потому что они приходят с какой-то одной задачей, ни, даже не задачей. А, у них вот как будто заложено, что если ты никогда не рисовал, у тебя не получится, ты это не умеешь делать. Мы уже это проверяли много раз, да. но э, достаточно сосредоточиться и послушать советов вот конкретных данных, да, и получается. И э, ребенок не бросает свою картину, а взрослый человек может стать сказать: ну все, я больше не могу. У взрослых людей не хватает терпения для того, чтобы э, достичь конечного результата чаще всего, а ребенок пришел с энтузиазмом, чтобы сделать, нарисовать, показать родителям. Uh, как бы финальной финальной заложенности у них нет у взрослых, а у детей энтузиазма, конечно, гораздо больше, чем у взрослых. Но. Есть очень любопытно, как, через мои experiенции, которые я цикл улата, от открытия ателье до и по-накому Um, ați înțeles și un pic din psihologia umană a copilului, a adultului, dar la fel, suntem curioși, cred că și ascultătorii noștri, să afle care au fost provocările în procesul ăsta de a crea atelierul, de a-l face să fie mai vizibil, de exemplu, în Chișinău, în Moldova. Это сложный вопрос вообще. Многие говорят, что в любом бизнесе есть конкуренция. Я смотрю на это по-другому. Я считаю, что конкуренции нет. Для того, чтобы твое дело процветало, ты должен быть классным, креативным. Ну, в нашем деле классным, креативным, неповторимым. Для того, чтобы ты был неповторимым, ты должен быть уникальным э, в своих мыслях. Ты должен делать, как хочешь ты. Никто не сделает, как хочешь ты, и как видишь это ты. Если ты у кого-то скопировал, значит, ты хочешь походить на на наших, не знаю, как назвать их, <laughs> на ну, тех же людей, у которых есть такой же, допустим, бизнес, да, назовем это бизнесом, как и у меня, mm -hmm. да. Но эм, выделяться несложно, если ты хочешь делать это хорошо, если ты хочешь заработ заработать только какую-то финансовую составляющую, ты на нее ставишь ставки, значит, этот будет постоянный поток детей, Постоя э они будут меняться, не будет... Э э мы вот в чем отличие? Мы, мы стараемся создать такое вот наше маленькое общество, э лисята я их называю, mm -hmm. которое приходит к нам постоянно. Мы не хотим смены групп, смены детей. Мы хотим чтобы приходили одни и те же дети одни и те же родители потому что выстраивается цепочка доверия к нам у нас к ним они приходят уже зная куда они идут и очень хочется отличаться постоянством и нашими вот верными детками мы верны им они верны, верны нам наделись и этим в плане рекламы все сложно да там рекламировать себя нужно на это тратиться без этого нету не построиться бизнес и никто не придет если выйти на улицу кричать и открыла студия такого не будет но помимо всего вот этого классного антуража который есть реклама студия если у тебя будет работать плохой учитель или учитель недостаточно в квалифицированный, недостаточно обаятельный, как у нас работает Дана, <сих> не, приятный, воспитанный. Это тоже очень важно. Потому что э, ребенок может прийти, и, естественно, он может не задержаться, если у Даны с ним не будет контакта. Либо не будет у ребенка контакта с, с учителем. Это очень важно. Поэтому есть... Я вот начала говорить, что мы не соперники, мы не конкуренты. Я считаю, что живопись и рисование — мы очень камерный бизнес, который... Э, должен состояться сам в себе. Я не конкурирую ни с кем, я не мониторю конкурентов, я достаточно знаю четко, как, что мы должны делать и как мы должны это делать. А Дана уже вносит свою вдохновляющую вот эту часть она мотивирует она рассказывает она показывает потому что есть много чего допустим я не знаю но знает она я знаю экономическую часть она знает творческую часть на этом мы как бы я думаю и сошлись поэтому важно быть собой оставаться собой а не следить ни за какими конкурентами этого просто нету И Cred că aceeași uh, ideologie, așa spunem, merge și aici, când e vorba de un business. Și dacă vrei să crești, trebuie să, fii, să te compari cu tine de ieri, dar nu cu alți oameni care te înconjoară. Și aici stă baza succesului. Eu cred că cei care acum ne ascultă sunt motivați, presupun eu, pe două paliere. Primul este, desigur, că să vină să încerce pe propria piele beneficiile picturii, artei în viața lor, da? la un atelier, de exemplu. Și al doilea palier este ceea că fiecare din noi, când vedem că se dezvoltă o afacere, acolo ea crește încet ușor, vrem și noi la asta să contribuim, da? Cred că asta poate să-i motiveze pe ascultătorii noștri să apeleze la voi. De-aia, spuneți-ne, vă rog, pentru timpul care acum uh, urmează, ce aveți planificat? Poate careva workshop-uri, careva uh, ateliere, lecții? Noi avem vreodată vremea deschisă pentru Eu știu că este o greutățe mare pentru mulți studii, что не оставляют э, время для взрослых людей, а оставляют все-таки для детей. И очень много отзывов я получаю, что а у вас есть время для взрослых. Я говорю, есть время для взрослых, пожалуйста, мы открыты. И мы каждую субботу в 5, в 5 часов мы делаем мастер-классы для взрослых. Мы там рисуем, рисуем на холстах, рисуем интерьерные картины. Вот у нас недавно проходил, вот буквально в эту субботу, мастер-класс для взрослых. Мы рисовали интерьерные картины, uh, наслаждались атмосферой. И в планах у нас... Я сын Таша Омка, но и без понимаешь, с повести с кто, но мы осигурим, что все есть Totul depinde de uh, oamenii care vor veni cu niște cerințe, nu cerințe, dar niște idei, probabil. Pentru că la noi, de multe ori se întâmplă, nu vă, nu vă mint, că un om a spus ceva, a spus ceva și noi ne gândim, asta e o idee bună, hai să facem acum. Uh -huh. Și toate ideile astea vin spontan. Și îmi pare că asta și cumva un plus al nostru, pentru că avem capaci, uh, abilitatea să ne adaptăm foarte rapid. Și eu zic cu succes, la toate schimbările care vin din punct de vedere, poate și din societate, și poate economice, dar în rest, vă așteptăm cu orice sugestie, orice dorință, noi toate le luăm în considerație, și cred că pe viitor va fi vor fi cu mult mai multe întâlniri, inclusiv și cu adulții și cu copiii, Vom face și workshop-uri. Avem un plan să pictăm și pe haine, adică cumva să lărgim orizonturile, nu doar pe foaie sau pe lemn, adică sunt foarte multe idei, doar trebuie să reorganizăm organizăm un pic mai bine. Da, mă uvide la nouă curs поняли, что нам нужно сделать обязательно его в pentru că, что, насколько мы знаем, ни у кого это e есть живопись по дереву. Вот мы будем продвигать, рекламировать живопись на дереве и пирографию. Я знаю, что пирография – это выжигание по дереву, которое тоже у нас почему-то не делают, хотя это такое ремесло, которое раньше мы еще в в далекие времена в школе выжигали. И вот у нас тоже периодически проходят мастер-классы по выжиганию, живопись по дереву. Для взрослых у нас любую картину, которую вы хотите, можете прийти показать. Мы с удовольствием попробуем воплотить ее в жизнь, в реальность. И опять же будем добавлять разные, назовем их кружками, на каникулах у детей будут пасхальные каникулы. обязательно будет бисероп плетения будет опять же живопись будет выжигание и много других составляющих которым что что мы можем приложить пожалуйста мы всегда всех ждем и всем рады и взрослыми детям я вам от смеск модентратиисты информацией сековать импорттащитку экспириенса востра а de crearea unei afaceri în domeniul artei și desigur că să sugerez trebuie neapărat urmăritorilor noastre să verifice Facebook-ul pentru că acolo pot găsi mai multe informații. Găsiți ușor atelierul de creație Inspiro Room pe Facebook și desigur că când o să apară pe pagina noastră Radio Vocea Speranței, noi o să vă dăm acolo tag și o să poată trece la voi neapărat. Mulțumesc, Mulțumesc mult. mult! Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc lucru. Desigur. Uh, cred că copiii mei o așteaptă, dacă o să aud asta, să-i spun că îi iubesc și îi aștept la lecții. <laughs> și <laughs> îi mulțumesc că continuă să revină la lecțiile mele. Mulțumesc! Prisimă. Și eu vă mulțumesc. Dragi ascultători și ascultătoare, astăzi am vorbit despre beneficiile artei în viața noastră. Alături de noi a fost Gonciar Alina, ea este proprietara atelierului de creație Inspiro Room și Seli Dana, profesoară în cadrul acestui atelier. Noi în continuare vă dorim o zi cât se poate de frumoasă să aveți. Pe curând!